Stimați colegi, Hristos a înviat. Declarația politică pe care doresc să o prezint astăzi se numește Toleranță și Umanitate. Mă uit în jur în fiecare zi și mă întreb cum putem noi să fim și mai toleranți și mai umani. Oare câți dintre noi ne gândim că schimbarea societății începe cu umanitatea mea, a dumneavoastră, a colegului de birou, a colegului de bancă și a fiecărui român din țara asta? Sau că toleranța este esența conviețuirii împreună și contribuie la respectarea drepturilor și libertăților celorlalți? Mă bucură dovada de umanitate pe care România a manifestat-o față de românii de peste Prut. Moldova e o parte din noi și le mulțumesc celor care au făcut posibil ca un număr de aproape 300.000 de doze de vaccin să ajungă sau să fie în drum către Republica Moldova. Vă invit însă acum să reflectăm asupra situației sociale și politice din România. În jur, vedem tot mai multă încrâncenare și dispreț. Cei în vârstă se ceartă cu cei tineri, șoferii cu pietonii, contribuabilii cu statul și așa mai departe. Avem tot mai puțină răbdare și respect față de cei din jur și față de munca fiecăruia, fie că e din domeniul public sau privat. Zilnic avem parte de un zgomot obositor și uneori, de prea multe ori, aș spune eu, nejustificat. Ne dorim zilnic ca cineva să ne rezolve problemele într-un mod absolut și tot zilnic uităm să fim toleranți față de ceilalți. Evident că nu putem tolera comportamente periculoase, acțiuni care pun în pericol viața oamenilor pe timp de pandemie și mofturi inventate doar pentru a dovedi că șmecheria este prezentă. Unii zădărnicesc toate eforturile de combatere a pandemiei, alții vandalizează indicatoare cu denumirea localităților în altă limbă decât limba română și discriminează imigranții din cauza mentalității exagerate că aici e loc doar pentru noi. Recunoaștem cu toții manifestările intoleranței, de la cele cu efectele cele mai inofensive, până la cele care determină abuzuri și încălcări majore ale drepturilor fundamentale. Toleranța la nivel de stat, de comunitate sau de grup se schimbă treaptă cu treaptă, începând de la fiecare dintre noi. Dacă ne dorim ca în societatea în care trăim să colaborăm mai mult, să scadă intensitatea confruntărilor dintre părțile care au mereu ceva de împărțit, dacă visăm să trăim în orașe în care șoferii nu se șicanează în trafic și dacă ne dorim să găsim soluții în locul certurilor sterile dintre veșnica opoziție și veșnica putere, nu trebuie să așteptăm ca lucrurile să se schimbe în mai bine, ci trebuie să acționăm fiecare independent, la nivel personal și profesional, pentru a deveni mai toleranți și mai umani. Reprezint Sibiul în Parlamentul României și sunt mândru să spun că zona din care vin eu este un reper de conviețuire și bună înțelegere cu aproapele, indiferent de etnie sau statut social. Prin toleranță acceptăm fără a judeca sau a critica diversitatea. Toleranța trebuie să fie acea atitudine pozitivă de recunoaștere a drepturilor umane, universale ale oricui, deoarece în nicio împrejurare nu poate fi justificată încălcarea unui drept. Toleranța ne permite astfel să trăim în armonie cu ceilalți, să lăsăm deoparte ura și dezinteresul față de binele comun. Suntem oameni și cu toți putem contribui la mai multă toleranță și umanitate. Așa că vă invit să fim toleranți, să ne demonstrăm umanitatea chiar începând de azi.